Elit Mezeluri cu gust desăvârșit îți prezintă emisiunea Meriți. Rămâi alături de noi și descoperă lumea bunului gust. Bună seara, prieteni! Sunt din nou aici la Metropola TV sau live pe Facebook Mugur Mihescu sau Mugur Mihescu Meriți sau Facebook Metropola TV. La început de toamnă, suntem pe 1 septembrie și n-am făcut altceva decât să schimb scaunul și să eliberez locul pentru invitatul care merită cu adevărat acel scaun. Așa cum știți, această săptămână am început concurs, dacă vreți să-l numiți așa, să-i zicem concurs pentru cei care se uită la emisiunea Meriți. Acea surpriză de care vă vorbeam cu, am numit-o noi, desfăț și răsfăț, căci în perioada asta e toamnă, pregătim mustul, se degustă noile recolte și voi aveți ocazia să câștigați două vouchere pentru două persoane la degustarea de la Conacul Casa Timiș, unde e maxim desfăț și răsfăț, cum am spus, cu must, cu grătar și cu voie bună. Sper că de asta suntem la must și grătar. Tot ce trebuie să faceți voi este să trimiteți textul cu numele emisiunii și să vă înscrieți în concurs. Iar vineri, adică mâine, sau nu, poimine, la emisiunea Între Prieteni, în urma extragerii veți afla câștigătorul și care câștigător va alege cu cine să împartă paharul, voucherul. Și alături de cine vrea să trăiască acest moment de neuitat. Așa că trimiteți textul Meriți la numărul de telefon cu tarif normal 0735 000 123 și sunteți înscriși la concurs. Regulamentul îl găsiți în detaliu pe pagina noastră oficială de Facebook la Metropola TV. Mulțumim încă o dată Casa Timiș, îmi plouă în gură, nu-mi rămâne vouă decât să vă urez multă baftă, 0735 000 123, da? Iar noi să ne vedem de ale noastre, să ne vedem de ceea ce credeam că nu vom vedea, și anume oamenii de merit ai României, oamenii care există, ținuți acolo ascunși în cămară, să nu cumva să-i mediatizeze cineva, să nu cumva să apară de prea multe ori că ce vor ei, ce urmăresc ei, ce vor ei cu asta, să dea mediocritatea la o parte. Ei bine, sunt căpos, așa cum v-am spus, și suntem aici ca să vedeți că avem împreună o mare, mare șansă. 70% dintre noi am hotărât că avem șansa asta. Hai să cunoaștem invitatul din seara asta. Eu l-am văzut, nu-l cunosc. O să-l cunoaștem împreună în materialul pe care vi l-am pregătit. Visurile când mor, oare unde se duc? Se întreabă eroul nostru de astăzi. Și ce credeți? Tot el a găsit și răspunsul. Visurile se întorc în fapte bune și în mâini întinse către cei ce au nevoie. Daniel Zodian este numele lui și el este cel care a dat naștere conceptului Bronx. De unde a început povestea? Bronx apare în comunitatea băcăoană în 2010. Inițial, totul s-a născut din pasiunea pentru sport și mai presus din viziunea și dorința de a folosi sportul ca pe un instrument de a ajuta copiii și tinerii defavorizați să se integreze social și profesional. Bronx Sport Club formează de atunci sportivi de performanță, antrenori și profesori, majoritatea copii provenind din medii vulnerabile, care au demonstrat și demonstrează în continuare că sportul te face puternic, disciplinat, curajos și ambițios, te învață de fapt să fii un învingător.
De la clubul sportiv au plecat și campaniile Shoebox și Coșulețul de Paște, prin care din 2010, de sărbători, copiii din centrele de plasament și din familii sărace se bucură anual de dulciuri și alimente care sunt colectate și distribuite de voluntari. Din 2018, inițiativele sociale ale clubului au fost transferate către asociația care s-a născut din dorința de a putea oferi o speranță și un sprijin real copiilor, tinerilor, oamenilor din comunitatea băcăuană aflați în situații de risc. Prin proiecte precum Gătim pentru oamenii străzii, adică o masă caldă pentru cei fără adăpost, se poate și aici un târg de produse locale pentru micii antreprenori locali, Speranță pentru viață donează sânge. Pe lângă toate acestea, de 2-3 ori pe lună, Daniel și ai lui distribuie alimente către peste 200 de copii din orfelinate și bătrâni din județul Bacău, în parteneriat cu Banca Locală pentru Alimente Roman, pentru că încearcă prin tot ceea ce face să le fie aproape celor aflați în situații de vulnerabilitate, învățând și încurajând oamenii să-i asculte și să-i ajute pe cei din jur. Asociația va deschide din septembrie și o cantină socială în Bacău, împreună cu partenerii ei, prin care va asigura masa pentru aproximativ 150 de elevi fără posibilități și 100 de persoane cu probleme. A tipărit chiar și 2 volume de poezii și desene, iar fondurile colectate din vânzarea cărților vor fi folosite pentru construcția unui complex destinat copiilor defavorizați. Pare ireal tot ceea ce vă povestim, dar să știți că nu e decât o mică parte din visul devenit realitate din inima Moldovei. Și pentru a afla totul în amănunt, astăzi l-am așezat pe scaunul de merit pe inițiatorul acestor acțiuni lăudabile. Daniel Zodian, ești un om minunat și exemplul tău ar trebui urmat de noi toți. Și așa vom trăi într-o lume mai bună. Pentru toate astea, îți mulțumim și ne înclinăm cu respect în fața ta, pentru că meriți. Da, dragii mei, am urmărit și eu împreună cu voi acum în premieră acest material, avându-l la mine pe cel care mi-a mărturisit că era puștan și venea la spectacolul de Vacanța Mare în Bacău. Ne aplauda pe noi. Acum este rândul meu să fiu spectator la scena lui, să-i mulțumesc că a venit și să-l aplaud eu pe el. Bine ai venit, Daniel! Bună seara, bine v-am găsit! Măi, frate, în primul rând, felicitări pentru inițiativa care are în centru sportul. Pentru mine sportul este esențial pentru o națiune. Pentru o națiune ale cărei principale reclame să nu mai fie alea la produse farmaceutice. O națiune în care oamenii să-și întrețină mașina asta și întreținându-și mașina și întrețin și software-ul, pentru că, nu e așa? Minte sănătoasă în corp sănătos. Când ai început toată treaba asta? În 2009, înainte de Sfântul Nicolae. Am făcut un club sportiv și am deschis o secție în Nicolae Bălcescu. Și de acolo cam a început totul. Am văzut în ce stadiu sunt copiii, o parte din ei i-am luat acasă, steam în chirie, 2 camere. I-ai luat cu tine acolo în chirie? Da, și am luat cu mine în chirie. Steam cu soția, cu fata și de acolo cam a început totul. După care ne-am apucat să construim și noi o casă, a noastră, dar fiind plecat tot timpul în competiții, casa a explodat. S-a făcut enorm de mare. Și în 2014 am zis, gata, facem orfelinat. Și am muncit toți, iar în 2019 i-am dat viață. Și am luat 12 copii din sistemul de stat, iar acum în casă suntem vreo 20. Și suntem o familie care ne trezim dimineața la 5:30 și ne culcăm când apucăm. Cum spuneai și tu mai înainte în culise aici, trebuie să fii încăpățânat.
Da. Ca să reușești. Și trebuie să-ți urmezi visul. Indiferent de aspecte. Tot timpul. A, de găsești, piedici. A. Da, dar nu-s piedici. Nu sunt piedici, sunt ajutoare. Exact. Pentru că un șut în fund e un pas înainte. Cel mai mare pas. Pentru că te împing. Refuzurile, de fapt, nu sunt refuzuri. În perioada asta am învățat să am răbdare. Cu toate că eu nu sunt o persoană care are răbdare. Am învățat să am răbdare. Și toate se întâmplă când trebuie. Da. Povestea e mare. E mare. Păi, în primul rând, vreau să sunt curios, pentru că am văzut acolo care au fost primele secții ale clubului sportiv. Judo și powerlifting. Powerlifting, adică exact. Haltere sau? Se referă doar la haltere sau? Nu, powerlifting este diferit de haltere. Sunt trei probe, la haltere sunt două probe, sunt total diferite. Smuls și aruncat la haltere. La powerlifting sunt îndreptări, împins din culcat și genoflexiune. Am înțeles. Dar powerlifting-ul are o probă paralimpică, împinsul din culcat, care sperăm să găsim persoane în acest an, mai sunt câteva luni, să putem pune baza unei secții pentru paralimpic. Pentru paralimpici. E mare clubul la ora actuală? Câți copii are? Sau câți frecventează? Suntem mici, să zic, suntem tineri. Sunt în jur de 30 de sportivi care practică judo. 20 stau în casă cu mine. Da, păi am înfelinat. Am făcut o casă. Și restul sunt din familii care vin. Powerlifting-ul, să zic, cam 30 de sportivi. Sunt 60 de sportivi în total. Sunt, dar e clar că e loc de creștere. Este loc de creștere, dar prima dată ne lovim cu resursa financiară. Pentru că nu poți face sport pe stomacul gol. Și nu mă refer la mâncare. Slavă Domnului, avem. Da. Și oferim și la alții. Dar un echipament de powerlifting pentru a merge într-o competiție ajunge aproape 1000 de euro. Echipamentul sportivului, exact, nu... Dresul de împins, cămașa de împins, dresul de genoflexiune, dresul de îndreptări, bandajele, papucii, sunt costuri. După aceea, competițiile. Nu poți să lași pe nimeni acasă, pentru că toți muncesc și e greu. La judo la fel. Am avut sâmbătă competiție, iar cheltuielile doar să venim în București și să ne întoarcem au depășit 1500 de lei. Mm-hmm. Fac asta din plăcere. E un stil de viață. Nu mai e... Dar nu cred că a fost niciodată o obligație. Păi a fost... nu ajungeai aici dacă era obligație. A fost... Există o obligație morală față de copii. Asta nu mai e obligație, nu e asta. E mai mult ținută morală. Nu e obligație. Noi o numim obligație, dar este ținuta morală și e ținuta umană. Da, care o găsim. Da. Dacă o căutăm, o găsim. Da. Aici ziceai că ai avut copiii, sunt toți Nicolae Bălcescu acolo? Nu. Am avut o... Acolo ai început. Acolo am început. Iar... Și acum unde e clubul? Acum avem o sală în Bacău, în Corneșa Bistriței, plus o sală la noi. La noi, la orfelinat, avem o sală. Făcută o sală de judo afară, în aer liber. Și facem antrenamente acolo, până când începe școala. Când va începe școala, ne mutăm în sala liceului noastră. Liceului sau a școlii. Aha. Nu, că este sala noastră. A, e sala voastră. Da. Deci două puncte de lucru acum, și Bacău și... Da. Lilieci. Centrul nostru este în Lilieci. Ok. La 6 km de Bacău, de centrul Bacăului. Da. După ce trecem bariera de la Ghirești, avem doar un singur kilometru. Da.
Da, ideea, ideea este că din ce am văzut, de fapt căutați copiii din probleme cu, din familii cu probleme. Nu neapărat. Sau familii cu, nu știu, ce fel de familii copii cu căutați? Probleme, nu familii cu probleme, pentru că nu toți suntem la fel. Okay. Și fiecare își dorește să fie altfel. Vrea să crească. Sunt copii care nu au probleme în familie și vin și fac sport de performanță. Am înțeles. Dar cei mai mulți la noi sunt care nu au, sunt din familie care nu au o putere financiară. De exemplu, din prima mea generație avem o fată care este în anul 2 la drept. Făcea 6 km pe jos până la autobuz ca să vină încă 6-7 la sală. A luat capacitatea cu 10, a intrat la un liceu de faimă în Bacău. M-a certat când am felicitat-o că a luat bacul cu 9 și ceva fără pregătire. Și știi ceva? Zona aia Moldovei a dat atâția oameni de incredibilă valoare de-a lungul istoriei. Și o mare parte din toți oamenii ăștia de mare valoare, unii dintre ei care trăiesc și acum, când își aduc aminte de cum au învățat, toți povestesc cam este cam același film pe care îl văd. Mergeau pe jos la școală, aveau un singur rând de îmbrăcăminte, pentru că greutățile alea pe care unii le percep ca greutăți, frate, formează niște caractere atât de puternice încât nimic nu te mai poate doborâ. Nimic. Și nu știu, cum o cheamă pe fată? Loredana. Loredana, jos pălăria în fața ta, draga mea, pentru că vei fi un învingător în viața asta. Un om și cu cap și cu trup. Adică vei avea tot ce trebuie, doar sănătate să-ți mai dea Dumnezeu, că în rest ești uluitoare și sper ca ea, de exemplu ei, să îi însuflețească pe mulți dintre copiii pe care ai acum. Și ar trebui să o pui acolo în poză la club, să-i arăți. Are o poză la club, majoritatea au, pentru că ea fiind prin prima generație, după a urmat alte generații. Și acum Paula este profesoară de sport, antrenoară de judo, fostă membru al lotului național de judo. Mădălina este, Bândac este profesor în București, a făcut powerlifting de performanță, a fost la mondiale, la europene. Mai am o Mădălina care tot a făcut powerlifting și este profesor de educație fizică și sport. Oameni cu care se mândrește sistemul de educațional din România, că ei l-au format, nu tu, adică nu clubul vostru. Noi doar am... Da, voi ați fost și voi pe acolo, dar noi aici n-au venit și politicieni să facă poze cu ele când au fost campioane sau n-au reprezentat să facă... Votați-ne pe noi, că uite ce campion scoatem. N-au venit ăștia. Încă n-am avut parte de politicieni. Da, bine, sper să n-aveți de ăștia. Sper să vă țineți voi de treburile astea ale voastre. Încercăm să ne ținem, să fim cât... Auzi, am văzut că plecați cu mașinile să împărțiți alimente. Da. Toată gașca. Da. Păi când au venit copiii la noi, nu le veneau să creadă că noi dăm și la alții. Păi, își puneau problema, din ce, frate, din ce dați? Da. Și am mers. Am mers prin sate, și au rămas, cum e posibil? Dar foarte mult întreabă, cum e posibil? Dacă vrei... Te spați, faci rost de fonduri, faci rost de... Cum. Deci nu ai cum. Iar, de exemplu, anul trecut, am avut un hop. Cred că martie aveam o lună de zile când umblam singurel pe străzi, nebun. Căutam soluții. Cu lockdown-ul ăla?
lockdown-ul, cu bănuții, cu tot, cu alimente, cu tot. Dar, cu ajutorul Dumnezeu, am trecut peste. Am întâlnit pe reprezentantul Băcii, pe Romuald, care avea banca de alimente. Ce este banca de alimente? Banca de alimente... N-am auzit niciodată de ea. Banca de alimente colectează toate alimentele de la anumite magazine cu care sunt în contract și le donăm. Eu n-am auzit de asta, de banca de alimente. Este o chestie extraordinară. Deci banca de alimente, cred că... Unde are sediu? În Roman? Sau unde? Este o filială. Principala este în București. Da. Roman are o filială. Mai sunt mai multe în România. N-am auzit. Uite, echipa de producție, poate găsim pe cel care gestionează această inițiativă, banca de alimente, să-l aducem aici în emisiune, pentru că mi se pare foarte frumos. Și am reușit. V-au ajutat ei? Da, ne-au ajutat, ne-au oferit șansa să împărțim și noi alimente la cei care au nevoie. Și Doamne, au văzut. Și au început să vină oameni lângă noi, să ne cunoască. Pentru că... Să capete încredere. Da. Din poze... Spoze. Poze, da. Dar când vii la noi și te așezi pe canapea și vezi copiii și stai de vorbă cu ei, totul se schimbă. Dar trebuie să capete încredere, pentru că până la urmă, relațiile umane, business-urile, lumea socială a noastră se bazează pe încredere. Știi că suntem foarte reticenți în general oamenii, când nu cunoaștem ceva, tindem să respingem total. Așa suntem formați. Când căpătăm încredere, atunci, uite, și mai ești și cu coloană vertebrală, în momentul ăla, ajutorarea asta este foarte rapidă. Corect. Oamenii vor să vadă întâi rezultate. Ei nu mai au încrederea care o aveau înainte. Da. Și mulți mi-au zis să merg în continuare. Da. Oricum, indiferent de eu, am să merg în continuare. Ești încăpățânat. Rău tare. Da. Eu sunt, zic eu, noi suntem mai mulți. Este Ana, soția mea, Dana. Bănuiam că nu ești de unul singur. Dana, Gabriela, Mărioara, care tragem. Iar acum a venit lângă noi și Cosmin, Coco, care va munci să fie un inginer constructor. Mă, are cu cine? Are, în Bacău are toate șansele, pentru că în Bacău este un om acolo în fața căruia îmi înclin pălăria de fiecare dată. Sunt un mare fan al lui, e vorba de Dorin Umbrărescu. Da. Îl urmăresc din umbră, pe Umbrărescu. Și tot ce face cu UMB-ul ăla este absolut uluitor. Deci sunt fan prea puțini oameni în țara asta. Dacă e să-mi notez printre fani, există din rândul sportului oameni dintre astea în fața cărora au avut performanțe, dar din rândul oamenilor de afaceri există 2-3 oameni de afaceri din zona Moldovei în fața cărora am scos pălăria. Frații Pavel și Dorin Umbrărescu. Nu-i cunosc pe niciunul personal? Nici eu, dar îi stocăresc. Sunt stocărul lor și sunt fanul lor numărul 1. O să-i cunosc la un moment dat. Dar fac lucruri extraordinare și într-adevăr sunt foarte muncitori și apreciază omul care muncește. Da. Nu, am foarte mulți prieteni care muncesc în zona aia, dar pe care îi cunosc. Acum nu pot să zic că sunt fanul lor, că sunt prieten cu ei de mult. Dar oamenii ăștia de care ți-am povestit, nu-i cunosc, dar chiar sunt fanul a ceea ce prezintă ca ce am putea să fim, de fapt, dacă toți și-ar vedea de treabă. Și-ar fi corecți. Și-ar fi și cu... Ar avea colea glagorie. Da, așa e. Da. Ia zi-mi de zona sportivă. Unde ai vrea să ajungi cu clubul? Cam câți? Unde te-ai gândit că ar fi optim? Să zici, băi, mai mult de atâta deja am intrat în altă ligă și nu știu dacă... Asta am avut 8 fete la lotul național de judo. Câte? 8.
8 fete la lotul național? Da. Doar de la tine, de la club? Da. Și acolo? Cuibar de... Dar sunt, vor să muncească, iar cine conduce lotul la Cluj sunt oameni extraordinari care trag de sportivi ca să reușească. Este o șansă uluitoare. Da, uite, eu știu că ai fost atent la emisiunea pe care am fost înainte eu invitat la Mădălin și eu spuneam, visul meu este ca în învățământ să existe trei materii obligatorii: limba și literatura română, tehnologia informației și sportul. Sportul obligatoriu zilnic, 5 ore de sport pe săptămână. Și nicio școală acreditată, de exemplu de la oraș, să nu fie acreditată dacă nu are acoperite 4 discipline sportive, 2 sporturi de echipe, 2 pe individual, orice școală. Și școlile de la țară, pentru că sunt copii mai puțin, un sport de echipă, unul la sport individual. Tu te gândești, pe lângă faptul ce sănătate va avea această națiune, tu te gândești ce bază de selecție am avea la nivel național pentru toate sporturile? Fenomenală. Deci tu crezi că vreodată vom mai rata vreun campionat european sau mondial la ceva? Eu nu cred. Nu. Pentru că atunci ai transforma un fenomen național. Și vei avea din copiii ăștia care la ora actuală săracii fac doar slide stânga, slide dreapta, vei avea toată baza de copii, mai puțin cei care au într-adevăr probleme fizice din naștere. Și cei care au probleme fizice prin jocurile paralimpice le se oferă o șansă enormă. Nu, vorbesc probleme, într-adevăr, o disfuncție cardiacă sau o disfuncție și care nu poți să... Există cazuri și nu trebuie să fim normali, să înțelegem că există și asemenea cazuri, dar sunt puține. Tu gândește, n-am mai avea copii obezi, n-am mai avea copii cocoșați, n-am mai avea... Deci țara asta, bă, frate, ar da tineri de ea ca lumea, practic. Cred că toate campionatele europene și mondiale am fi la... Cred că la, nu știu la câte discipline, dar am fi la multe. Trebuie un încăpățânat acolo. Da, păi eu sunt încăpățânat cu chestia asta. Trebuie cineva încăpățânat. Vai de capul meu, mor cu... Păi uite-te și tu, din 30 de inși pe care îi ai, să zicem, și fac judo, 8 deja se duc la lotul național. Nu, au fost o generație trecută. 8 s-au dus. Da. Din 30. Gândește-te lucrurile astea să fie generalizate în țară. Tu îți dai seama ce competiție, ce concurență, ce plăcere de a concura, ce bătălie. Tu ai prins bătăliile școlare astea între licee, campionat. Da, le-am prins. Păi tu mai ții minte cum era pe vremea aia? Mama mea vine liceu 11, ăștia sunt buni, mama mea vin aia de la Buzești, păi trebuie să-i batem pe aia de la... Da. Și te antrenai și asta și te vedea câte unul, câte altul, dar nu vrei, mă, să vii să joci la... Da, competițiile sportive între școli și licee au fost o plajă de selecție enormă. Mama mea, câte cluburi școlare erau pe vremea aia. Erau foarte, foarte mulți copii. Erau mândri să faci sport. Păi și acum sunt la fel de mulți copii. Dar nu fac sport. Păi fac o dată pe săptămână și ăla, aoleo, iar sportul, iar ne aleargă ăla. Pentru că nu mai există cultul corpului. Trebuie să-l reimpui. Să înțelegi că nu poți să funcționezi. Mașinăria asta nu funcționează dacă tu îi bagi fast food-uri non-stop și porcăriile alea cu siropuri de porumb și ulei de palmier. Cum? Dacă totul e pe ieftineală, pe sirop de porumb, cum să nu fii blup, fluffy? Apropo de mâncare, Dana, una, a platat câteva roșii și avea niște roșii așa mari, inima boului. Da, da, da. Iar aseară ne-am adunat copiii
Și îmi pare rău că nu sunt imagini cu... Cu roșiile? Casa. Nu, cu casa, să vedeți că am și eu niște noi. Roșii mari în grădină, niște și baroice de la... am tăiat acolo niște șuncă cu ceapă, cu roșii, cu pâine, am făcut așa un cerc toți. Da. Și am povestit până s-a dus platou. Bine, s-a dus platou, au venit și băieții, s-a dus și a doilea platou. Altceva, deci astea n-am mai avut, nu cred că au mulți parte de așa ceva. Da, să trăiești ca o familie, ca un grup unit, creează, creează echipe. Păi când ne punem la masă, noi suntem 20 în casă, da? Da. Cel puțin. Pentru că tot timpul sunt copii care vin din familie. Vin în vizită la noi, vin la ai mei. Da. Și rămân. La prieteni. Da, exact. Și suntem 20, 22, 25, 26, 30 la masă. Când gătim, exact cum când eram pe timpul și mergeam la țară, la bunica. Da. Și făceam o cea unul la imens în care făceau o ciorbă de plecat de dimineață și la prânz o mâncai. Dar simțeai mirosul ăla. Cam așa este la noi. Păi spun, asta dezvoltă spiritul de echipă. Asta, într-adevăr, dezvoltă spiritul de echipă. Munca în echipă, munca asta de familie într-un domeniu. Dar vom vorbi despre asta după o mică pauză publicitară. Sorospot, un minut, ne întoarcem. Thank you.